Astăzi vom explora povestea din spatele denumirii unora dintre cele mai populare modele auto. Printre acestea se numără BMW 30, Mercedes-Benz W123 sau Dacia 1310. Dacă ești un pasionat auto, atunci nu trebuie să ratezi acest episod. În mod evident, aceste denumiri nu sunt alese la întâmplare, iar în timp ele devin sinonime cu modelele auto în serie. O astfel de poveste este cea a BMW 30, care a primit denumirea de ursuleț. În 1987, la o etapă de campionat național de raliuri din Brașov, un concurent a atras atenția spectatorilor cu un BMW E30, o apariție neașteptată pentru cei obișnuiți doar cu Dacii, Blada sau Renault. Dar numele Ursuleț a fost dat mașinii datorită faptului că era echipată cu un set de jante de 14 inci model Ronald Teddy Bear. Acesta a fost o alegere neobișnuită la acea vreme și publicul nu cunoștea acest model, așa că mașina a fost anunțată ca fiind ursuleț. Numele a prins, iar de atunci termenul ursuleț a devenit sinonim cu BMW 30 în România. Chiar și acum, mulți entuziaști de mașini spun astfel. Această poveste ilustrează modul în care o denumire poate rămâne cu o mașină chiar dacă a fost dată într-un mod neașteptat și neplanificat. De această dată, povestea vine din București și se referă la BMW 36, un model care a primit o poreclă neobișnuită. Conform poveștii, numele de pisică pentru acest model a apărut într-un mod cu totul accidental în timpul primului servis dedicat BMW din București în anul 1995. O femeie a lăsat mașina la servis și a primit înapoi o pisică în portbagaj. S-a dovedit că era pisica portocalie a patronului servisului care s-a strecurat acolo. Femeia a returnat animăluțul la servis, iar de atunci mecanicii au început să numească toate modelele 36 drept pisici. În ciuda originii sale ciudate, porecla s-a răspândit rapid în comunitatea auto din București și este încă utilizată în prezent. Denumirea de rechin este cunoscută la nivel internațional pentru unele modele de mașini spre deosebire de urs sau pisică. Numele nu a fost dat de români, ci de nemți și are o explicație simplă. Botul mașinilor are o formă asemănătoare cu cea a unui rechin. Fanii acestui model de mașină montează adesea aripioare dorsale pentru a sublinia această imagine de rechin. Astfel, denumirea rechin s-a răspândit și a devenit sinonimă cu anumite modele de mașini, datorită designului lor distinctiv și agresiv. Nicolae Ceaușescu, fostul lider al României comuniste, se pare că a avut o mașină de protocol pentru ocazii speciale, un Mercedes. Se spune că această mașină a fost cumpărată la mâna a doua, probabil importată din Germania și vopsită cu sigla unei companii care transformă mașinile obișnuite în unele blindate. Sigla companiei înfățișa un șar pe Cobra. Din acest motiv, serviciul de protecție și pază a dat mașinii prezidențiale numele de cod Cobra. Este interesant să aflăm că această mașină era folosită doar pentru evenimente speciale și ceremonii oficiale, fiind considerată una dintre cele mai importante mașini din flota prezidențială de atunci. Acest model de mașină din anii 60-70 este poreclit bot de cal datorită designului său frontal. Cele două faruri alungite în sus i-au inspirat pe inginerii germani să spună că fiecare aripă care începe de la far seamănă cu fața unui cal. Cu toate acestea, românii sunt cei care au popularizat denumirea de bot de cal, probabil inspirați de câțiva conaționali care au adus aceste mașini din Germania înainte de Revoluție. Precursorul botului de cal este un alt Mercedes-Benz produs între 1961 și 1968. Acesta a primit porecla coadă de rândunică datorită designului aripilor alungite care amintesc de aripile rândunicii. Această serie de mașini a fost inspirată de mașinile americane precum Cadillac, care aveau aripi alungite și verticale. Astfel, Mercedes-Benz a incorporat designul american în modelele sale, creând o combinație unică între stilul american și cel european. Cu toate acestea, Mercedes-Benz a dezvoltat designul aripilor alungite într-un stil mai subtil și elegant, care a devenit iconic în perioada anilor 60. Generația de Mercedes S clas W140 este una dintre cele mai iconice și mai cunoscute modele ale mărcii datorită dimensiunilor sale impresionante și a designului elegant și robust. Porecla de balenă a fost atribuită acestei mașini datorită dimensiunilor sale mari și a greutății sale considerabile, făcând-o similară cu cel mai mare mamifer marin din lume. De-a lungul anilor, Mercedes a devenit cunoscut pentru designul său distinctiv, iar denumirile date modelelor sale au devenit tot mai cunoscute precum brandul în sine. Prin urmare, balena a devenit o denumire ușor de înțeles și de recunoscut pentru această generație de Mercedes S-Class W140, care a rămas una dintre cele mai populare și mai iubite mașini de lux din istorie. Aceste două denumiri, Papagal și Delfin, sunt atribuite unui model BMW din anii 90. Se presupune că Papagal provine de la forma inedită a capotei motorului, asemănătoare ciocului unui papagal. În ceea ce privește denumirea delfin, se poate presupune că se referă la antena de navigație cu formă de aripioară de delfin, o dotare inedită pentru acea vreme. Indiferent de originile acestor porecle, ele reprezintă un aspect interesant al istoriei acestui model, adăugându-i unicitate și personalitate distinctivă. Modelul de Audi cu formă rotunjită a primit denumirea de gogoșar datorită designului său distinctiv. Caroseria, indiferent de forma acesteia, sedan sau break, era rotunjită în toate aspectele. Acest stil de design a fost în contrast cu modelele concurente de la BMW și Mercedes, care prezentau o formă pătrățoasă. Această mașină a devenit populară datorită designului său distinctiv și a primit porec la gogoșar. Din față până în spate, toate muchiile erau rotunjite, inclusiv plafonul și porbagajul. Numele este foarte potrivit datorită formelor sale rotunjite, asemănătoare cu cele ale gogoșarilor. Acesta a fost un nume amuzant și ușor de reținut, ceea ce a contribuit la popularitatea modelului. Această păreclă a devenit un simbol pentru nemulțumirile și dificultățile cu care se confruntă angajații din România, dar și o formă de exprimare a ironiei și a umorului autohton. Denumirea de zâmbetul lui Iliescu a fost utilizată nu doar pentru modelele Dacia, ci și pentru alte mașini cu grile frontale similare. Într-un fel, această poreclă a devenit un fenomen cultural și social, reflectând un anumit tip de umor românesc, un sentiment de frustrare și un spirit de rezistență împotriva unui sistem considerat nedrept și inechitabil. Deși această păreclă are o origine politică și socială, ea a devenit parte din cultura populară și a fost preluată și de mass media, de blogări și de utilizatorii de internet. În felul acesta, această denumire a dobândit o putere simbolică și a devenit un mijloc de exprimare a unui anumit tip de identitate culturală. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip și sper că ți-a fost de folos. Dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut și ai auzit, nu uita să apeși butonul de like și să lași un comentariu cu feedback-ul tău. De asemenea, dacă nu ești deja abonat, te invit să te alături comunității noastre și să fii la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canal.